Domnia împăratului roman Nero, dintre anii 54-68, a fost privită prost încă de la început, chiar de către contemporanii săi. Istoricii vremii îl descriu ca pe un dușman al speciei umane, un risipitor sau ca fiind dominat de mari ambiții. Numele său este însă pătat de vina de a fi declanșat marele incendiu ce a răvășit Roma. Incendiul a provocat daune considerabile Romei. Din totalul de 14, au ars sau au fost grav avariate 10 dintre cartierele Capitaniei Imperiale. Dar oare se face Nero vinovat de această catastrofă? Istoricii scriau astfel: nu se știe dacă focul a izbucnit întâmplător sau datorită unei toane a împăratului, dar a fost pe cât se poate de cumplit și dăunător pentru toată lumea, căci datorită pârjolului, urgia s-a abătut asupra întregului oraș. Tot ei au adăugat: orașul a îndurat un dezastru care nu se știe cui poate fi atribuit, întâmplării sau răutății împăratului. Aceasta este una din multele consemnări care îl învinuiesc pe Nero. Însă pentru a înțelege mai bine de ce istoricii au aruncat vina marelui incendiu pe împărat, trebuie să plecăm de la originea conducătorului Romei. Cunoscutul împărat al Romei s-a născut la 9 luni după moartea lui Tiberius, la 15 decembrie 37 după Hristos. Văzându-l, tatăl său ar fi exclamat în fața celor care îl felicitau: din mine și din Agripina nu se poate naște decât ceva detestabil și funest pentru stat. Parcă pentru a întări spusele, astrologii au anunțat atunci lucruri înfricoșătoare. La numai 16 ani, Nero îi lua locul tatălui său adoptiv, în urma unui complot pus la cale de Agripina. Puțin luau însă în serios, punând totul pe seama tinereții, apucăturile cel puțin condamnabile ale împăratului. Acesta părăsea deseori palatul deghizat în femeie sau bărbat, pentru a colinda străzile Romei și pentru a se deda celor mai crunte orgii. Aceleași seri se încheiau alături de un grup sinistru de acoliți, alături de care ataca trecătorii, lovindu-i și jefuindu-i, doar pentru distracție. Spectacolele date de el durau zile întregi și numai recitalul se întindea pe o zi și o noapte. În arenă, el vrea să dovedească faptul că este cel puțin egalul lui Hercule. Iar organizatorii jocurilor îi pregătesc special un leu pe care să-l omoare, asemenea eroului mitologic. Totul trebuia să ia un sfârșit. Mulțimea isterizată ia cu asalt palatul. Nero încearcă să fugă, ajutat de Sporus și de un sclav. Pe drum, crede că încă mai poate scăpa dacă se târăște în genunchi în fața lui Galba, bătrânul general care îi va lua locul. Află însă că fusese declarat dușman al Romei și că este condamnat la o moarte chinuitoare. Într-un final, ajutat de secretarul său, Nero se sinucide. Roma mai suferise de pe urma focului. În noaptea de 18 spre 19 iulie, împăratul, aflat la reședința de vară, a fost înștiințat de către consul său despre un incendiu izbucnit la Roma. Istoricii consemnau: focul, izbucnind deodată în mai multe părți și de la început luând uriașe proporții, ațățat și de vânt, a cuprins repede circul în toată lungimea sa. Imediat s-a stârnit panica în rândul populației, căci, neștiind de ce să se ferească și încotro să se îndrepte, puhoiul de oameni a umplut drumurile și s-a revărsat peste ogoare. Încă de la începutul catastrofei, opinia publică este în căutare de vinovați. Focul s-a răspândit cu o asemenea iuțeală încât, pentru mulți, el nu poate fi pus pe seama întâmplării. Dar a fost responsabil Nero de evenimentele din 64? Timp de 20 de secole, istoricii au mers pe ipoteza incendiului premeditat. În schimb, autorii consacrați ca Plutarh sau dușmanii împăratului au păstrat tăcerea asupra incendiului. Nici primii autori creștini, printre care amintim pe Clement, nu l-au acuzat pe Nero. În viziunea lor, Nero este un erou care le deschide victimelor grădinile Vaticanului, unde, ca și pe câmpul lui Marte, se ridică din ordinul său adăposturi pentru cei rămași fără case.
Un motiv logic ne face să subliniem și faptul că niciun lider politic nu și-a distrus vreodată capitala. Și atunci, ce a contribuit la producerea pârjolului? După spusele autorilor creștini, condițiile unui incendiu erau ideale. Vremea era călduroasă și uscată, străzile strâmte, gunoaie depozitate la întâmplare, iar lemnul se găsea în structura fiecărei case.